Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitații mei sunt, cum să o iau de la stânga la dreapta, din partea cealaltă, domnul profesor universitar, doctor inginer Mihai Pascu Coloja, rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Bine ați revenit în studio, bine domnul rector. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru efort, pentru amabilitate. Și domnul conferențiar, doctor inginer Mihai Adrian Albulescu, pentru prima dată în studioul nostru, care poartă două caschete, cea clasică, virgulă, conferențiar universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, profesor universitar MP, mâine poimine, și secretar de stat la Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie. Da, mulțumesc pentru invitație. N-am greșit cu nimic. Nu, n-am greșit cu nimic. Eu sunt onorat. E vorba de un cuplu de forțe, un cuplu de forțe, și vom încerca pe parcursul acestei emisiuni să transmitem aproape totul despre dumneavoastră, însă obiectivul nostru este cel pe care vi l-am anunțat și aș vrea să transmit și telespectatorilor. Ne propunem, stimați telespectatori, ca împreună cu domnul rector, cu domnul secretar de stat și cu subsemnatul să ne amintim de profesor universitar, doctor docent, membru corespondent al Academiei Române, Teodor Horovea. Am o imagine și aș ruga regia, așa de amabilă ca întotdeauna, să focalizeze această imagine. Sigur, pe parcursul emisiunii ea va sta mai mult, mai avem și alte imagini, care a trăit 85 de ani. Câteva date despre invitații mei, sumare date, nu o să mă repet mult, în special la domnul rector Mihai Coloja, două repere biografice. Rector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești în anul 2012, prezent și viitor. Profesor universitar, foraj extracție, în cadrul Universității de Petrol-Gaze Ploiești. Ce discipline predați, domnul rector? Extracția petrolului și gazelor. În anul? Ați uitat anul, da? Ați uitat anul. 80. Are o bogată experiență în domeniul operațiilor speciale, în domeniul petrolier, în cercetare și dezvoltare de procese. A scris foarte multe cărți, articole științifice. Are un program super încărcat. Aveți zile libere de sâmbătă, de duminică? Pe care le dedic tot școlii. Le dedicați tot școlii. Vom mai reveni și la alte dedicații, pentru că bănuiesc că mai aveți dedicații. Și aș vrea acum să trec la domnul Mihai Albulescu. Colegii sau cei care vă alintă vă spun Michi, nu? Da. Cu capa, nu? Cu capa, da? Dar și Adrian, n-am știut. Și Adrian, da. Mihai, Adrian, Albulescu, cum vă striga acasă? Michi. Mihai, Michi. Și Adrian? Dacă mă strigă cineva Adrian, trebuie să fac efortul disperat să mă recunosc. Am înțeles. Iată încă un efort pe care vi-l propunem noi. Domnule secretar de stat, nu vreau să ascund telespectatorilor că noi trei ne cunoaștem. Ne cunoaștem și își înțelegem și aș vrea să dezbatem fără nicio ezitare tot ceea ce am anunțat ca obiective pentru această emisiune. O să încerc cu un mic risc să vă prezint telespectatorilor câteva repere biografice și dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Absolvent al Institutului Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier, promoția 1979, șef de promoție. Da. După care am înțeles că ați realizat o stagiatură de 3 ani. De 3 ani la uzina 1 Mai. Uzina 1 Mai. Așa erau uzanțele atunci. Da. Această stagiatură, doctor inginer. Da. 1996, avându-l conducător pe de doctorat. Domnul academician, profesor Teodor Oroveanu. Teodor Oroveanu. A fost prima întâlnire, nu? Prima întâlnire nu, a fost la cursuri. Prima întâlnire a fost în 1977, când am parcurs cu dânsul cursul de mecanica fluidelor. Două semestre? Două semestre, doi cu doi. Că două cursuri, două laboratoare. Deci atunci a fost un act de... Da, și mi-a fost chiar și profesor și conducător la lucrurilor de laborator.
Deci ne știam foarte, foarte bine din timpul studenției. Conferențiar universitar din 1990 și prezent, da? La Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. La catedra de hidraulică termotehnică și inginerie zăcământ și datorită legii din 2012 s-a transformat catedra în departament. Adică s-a împărțit în două și s-a transformat în departament. Înțeles. În departament? Câte catedre? Din catedre? Peste 30, bănuiesc, nu? Nu, vreo 17. Da, 17. Suntem colegi de departament. Sunteți colegi de departament, da? Este foarte frumos. Și vă aveți ca virgulă colegii, da? Totdeauna ne-am avut, ne știm din facultate, iar pe dumneavoastră vreau să vă spun că mi-ați fost primul profesor. Când ați venit dumneavoastră în 78. Eu n-am uitat, să știți. Nici eu n-am uitat și din momentul ăla am devenit prieteni și cred că și acum rămânem. Trebuie să spun că sunteți un tip foarte simpatic și ați rămas așa, sper, da? Da, eu... Chiar dacă această nouă caschetă vă strânge puțin, totuși? Pentru mine e ceva deosebit. Țin minte... Când am fost propus, mi-a și spus că am târziu pentru dumneavoastră ca și vârstă, dar merită să încercați. Motiv pentru care eu sper că nu fac, mă străduiesc să nu fac de restul universitatea de unde provin. Nu, este foarte frumos, este și ca o prelungire. Din 2013 ați fost... Da, din 3 ianuarie 2013. Am fost numit în funcție de secretar de stat la Departamentul Energiei, Ministerul Economiei, Departamentul Energiei, ocupându-mă de... Petrol Gaze, relația cu Parlamentul. Aș vrea să spun telespectatorilor că propunându-ne mai multe zile să ne întâlnim, am reușit o zi și programul dumneavoastră m-a impresionat. Sunteți navetiți, nu? Da, sunt navetiți. Plecați din Ploiești la ora 7, da? La 7, 7 și un sfert și... Am ajuns la guvern, ați rămas la guvern, am mers la locul dumneavoastră de muncă, mi-a plăcut, Ministerul Economiei, Departamentul Energie și am identificat... un colectiv foarte elegant, dumneavoastră secretar de stat, am văzut că vă distribuiți foarte frumos sarcine, vă relaționați ușor și știți să împărțiți timpul. Da, da, ați intuit foarte bine, dacă nu ți împarți timpul cum trebuie, risc să nu realizezi ceea ce ți-ai programat. Problemele sunt foarte complicate, sunt foarte multe și trebuie să-ți drămâiești timpul în așa fel încât să le parcurgi pe toate. Pentru că la un moment dat vine scadența. Scadența în ceea ce privește hotărâri de guvern, legi, ordonanțe de urgență și relațiile cu societățile pe care sunt în subordinea, care sunt în subordinea mea. Eu sunt foarte bucuros că am aici două elemente de decizie foarte importante cu care mă relaționez în mod deosebit, dar aș vrea să spuneți pe post, poate și domnul rector și dumneavoastră, domnule profesor, secretar de stat, cum vă relaționați, mă refer la departament și la universitate. Știți-vă că sunteți foarte generos, dar mai trebuie să și poți. Da, datorită, să spunem, caracterului meu mai dinamic, tot am sperat și cu ajutorul colegului domnului profesor Coloja să le împim pe amândouă. Până acum am reușit. Am rămas cu norma de bază la institut, pentru că indiferent ce se întâmplă la cariera didactică, nu să renunț niciodată. Și atunci, restul timpului, mi-l dedic funcție pe care o am acum, respectiv secretar de stat în cazul Ministerului. Nu vă ascund nimic. Să nu mi-ascundeți nimic, vă rog. Absolut nimic. Este o muncă destul de dinamică, care necesită foarte mult timp. Pendulez între minister, între guvern și între parlament. Răspunzând de relația cu parlamentului, luni, marți, miercuri, avem foarte multe probleme de rezolvat. Am venit în minister cu o idee foarte clară, ca toate cunoștințele pe care le-am dobândit și de care sunt capabil să le implementez și în cadrul ministerului. Problemele sunt foarte complicate, am venit și într-o perioadă foarte strânsă, să spunem așa. Am avut foarte multe condiționalități de la Comisia Europeană, de la Fondul Monetar și am picat exact în momentul în care toate erau la limita de sus. Am reușit în perioada 2013 să rezolv foarte multe probleme din acestea, motiv pentru care și Comisia Europeană și Fondul ne-a lăudat că în proporție de 100% le-am rezolvat. A venit anul 2014, problemele continuă și suntem acum în program de implementare a ceea ce mai avem de făcut. Eu sper că și așa, săptămâna asta, Fondul Monetar și Comisia este la noi,
pe probleme care au mai rămas și eu consider că ne facem datoria și rezolvăm toate problemele. Cam v-am descris și un pic din activitatea pe care... Foarte bine, pe care foarte este foarte bine. E foarte tracasant și foarte agitată viața în această perioadă și în această perioadă de timp. Am văzut că sunteți președinte, vicepreședinte al mai multor comisii mixte. Da, da, prima, așa este, datorită naturii funcției mele, pe probleme de petrol și gaze, sunt comisiile mixte, una dintre comisiile care sunt chiar mândru că am participat, Comisia Română-Sârbă, care am fost președinte, am fost președinte chiar în Belgrad și acolo s-au pus câteva probleme foarte importante chiar și pentru România. Este vorba despre prelungirea conductei Pitești-Pancevo. Da, este vorba despre interconectarea pe gaze România-Serbia și alte probleme care nu sunt în sfera noastră de totuși activitate. Totuși arzătoare. Da, și relația cu universitatea? Relația cu universitatea totdeauna s-a păstrat. Eu port o legătură tot timpul cu universitatea prin domnul rector și prin colegii mei de catedră și în afară de cursurile care le țin. Semestrele. Ce cursuri țineți? Deci, țin cursul de mecanica fluidelor la... Care a fost cursul... Cursul lui domnului profesor Olganu și de abia aștept să discutăm de dânsul. Da. Cursul de la masterat de calculul hidraulic al conductelor la masteratul de la utilaj și de asemenea mecanica fluidelor la sisteme termohidrodinamice și procese hidrodinamice pentru masteratul de la foraj. Foarte frumos. Domnule rector, aș vrea să revenim puțin la domeniul dumneavoastră. Sunt informat că Universitatea Petrol Gaze Ploiești a primit de curând grad ridicat de încredere de la Aracis. Aș vrea să detaliați, în primul rând, felicitări și asigură o liniște, nu numai conducerii, cât și cadrelor didactice. Normal, nu trebuie să asigure liniște. Noi trebuie să fim tot timpul neliniștiți dacă vrem să menținem standardul. Deci, sunt constructiv, da, sigur. Așa după cum știți, din 5 în 5 ani, fiecare universitate din România este supusă unui proces de evaluare externă academică. Universitatea noastră, în luna noiembrie, a primit vizita Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, mai pe scurt ARACIS, a fost evaluată și în ședința Consiliului ARACIS din data de 27 martie, universității s-a acordat titlul de grad ridicat de încredere, deci cel mai înalt titlu care putea să îl obțină. Ceea ce arată că suntem o universitate serioasă. Da. De fapt, știți că suntem recunoscuți pe peste tot în lume. Și pe unde am umblat. Da, și a fost vorba împreună în multe țări. Am întâlnit, fără să vrem, chiar și în lift ați văzut, studenți care au învățat în universitatea noastră. Este un mare lucru. Da. Plus că suntem asaltați, știți, de mulți străini acum. Avem la ora actuală studenți din 29 de țări care studiază în universitatea noastră. Așa că nu trebuie să ne dea liniște, cum spuneați. Da, v-am provocat, mă bucură. Și dacă tot vorbim de liniște, aș vrea să vă mai arunc o provocare. Apropo de dimensiunea internațională, care este bine clădită, se poate dezvolta și cu alte rezultate. Aș vrea să vorbim puțin de masterate. Am înțeles de la dumneavoastră că pregătiți un masterat internațional pe petrol. Da, începând dacă de la... Dacă nu se poate spune acum, nu spunem acum. Nu e niciun secret. Începând de la 1 octombrie anul acesta, vom demara un masterat în Ingineria Petrolului și Gazelor, în limba engleză, masterat pe care îl organizăm la solicitarea OMV-ului, dar unde vor avea acces toți studenții de pe Mapamon. Deci cei care vor să vină să facă un masterat în limba engleză pot să vină fără probleme. Deci Malaezia și oriunde ar fi. Chiar din Malaezia avem multe solicitări și colegul meu poate să vă spună că în călătorile pe care le-a făcut sunt mulți studenți care ar vrea să vină să studieze la noi. Aici vreau să intervin pentru că nu există nicio delegație străină care vine la minister și care să nu, pe probleme de petrol și gaze, care să nu aducă aminte de Universitatea de Petrol. Și bine, îmi pică ca o mănușă că și eu plusesc și spun, sunteți invitații universității, domnului rector. Deci nu există nicio interdicție și din partea nimănui și totul se îndreaptă pe probleme de petrol și gaze către universitate. Și acum pică ca o mănușă acest masterat în limba engleză, pentru că se simte nevoia
unui astfel de, de curs. Organizat cu cadre didactice de la Universitatea Petrol Gaz de Ploiești, bănuți și poate și invitați de din, din afară. Probabil că vom avea și invitați, da. Pentru că știți că am mai rămas o mână de oameni. Știu. Foarte puțin. Toți suntem în vârstă. Tineretul unii nu prea se... recunosc, da? Noi recunoaștem. Da. Tineretul nu se îndreaptă spre învățământ. Pentru da, că știm și nu care... mai timp să aștepte tineri. Da, nu, dar știm care sunt salariile, așa că... Nu, aici trebuie să facem ceva și domnul rector chiar că a vorbit cu domnul ministru Costoiu și eu de două ori l-am întâlnit și l-am rugat ca să regleze cumva această problemă, pentru că eu, de exemplu, am avut 4 asistenți și toți au plecat. Chiar dacă erau foarte buni, pentru că și la noi nu poți să primești sau primești niște oameni foarte bine pregătiți, să spunem, de la 8 și jumătate ca medie, dar dacă nu e asigur și câteva, să zicem, milioane în plus, milioane salariu, să spunem, decent, nu vin. Pentru că în industria de petrol și gaze se caută foarte mult oameni foarte bine pregătiți, iar societățile străine, gen Chevron, Exxon, Petrom, imediat îi angajează. Foarte frumos. Vă propun să ne oprim puțin din această legătură, văd foarte strânsă. Am reținut și promisiunile și să rămânem în continuare neliniștiți, domnule rector. Este foarte bună observația dumneavoastră. Să revenim puțin la subiectul nostru, și acesta este un subiect important, pentru domnul Michi Albulescu. Aș vrea să vă fac o mărturisire, uitându-mă pe teza noastră de doctorat, foarte rapid. Am văzut că există un motol, spun eu, îl spuneți dumneavoastră. Da, în 1996, când am terminat teza de doctorat, contribuții privind mișcarele staționare a fluidelor newtoniene, am dus la domnul profesor Oveanu și mi-a trecut prin gând să punem pe teză un moto. Și vă aparține acest moto, da? Nu mi-a aparține, l-am luat de undeva, mai multe variante și dânsul s-a oprit asupra acestuia. Meritul cel mare este aceluia care începe ceva, chiar dacă cel ce urmează îl depășește. I-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și mie și nu există, nu vă ascund că nu există niciun moment unde mă duc când nu aduc aminte despre acest motiv, că mi s-a părut, extraordinar. Și eu am plecat cu extraordinar asupra tezei, dar și asupra acestui moto. Aveți un moto, domnul rector? Nu am nici. Încă nu aveți un moto, da? Motor. Deci o să vină și momentul. Aș vrea să revenim la cel care a fost Teodor Oroveanu, regia o nouă imagine, de această dată alb-negru. Aș vrea să-l priviți cu atenție pe domnul profesor Oroveanu. Mai avem o imagine, din nefericire ultima. 5 martie 2005. Domnul profesor Oroveanu a trăit 85 de ani. Fără un pic. Acești ochelari celebri. Mulțumesc, regia, pentru că n-aș vrea să mai repet, să mai discut despre momentul 2005. Cei care, vorba poetului, vor să aprindă un pai de lumânare la groapa dânsului, merg unde, domnule profesor? În cimitirul Beru, pe aleea academicienilor, da, acum minte poarta principală în dreapta. Da, să ne amintim de cel care a fost profesor Teodor Oroveanu. Aș vrea împreună, să încercăm să realizăm un dicționar după șablonul emisiunii, care are o structură clasică, bănuiesc că o știți, și anume cuvinte autobiografice, cuvinte educaționale, cuvinte manageriale, cuvinte profesionale, cuvinte tipărite și cuvinte potrivite, am zis noi. Când spun cuvinte potrivite, mă gândesc la anumite caracteristici, anumite atribute care au devenit în timp constantele Teodor Oroveanu. Și poate împreună să începem chiar cu această secțiune, după care vom intra în detalii,
Vă spun că avem o secțiune importantă, așa cum procedăm de regulă când evocăm personalități, moștenire științifică. Iată, eu am venit numai cu o parte din moștenire, mă refer la scriitură, dar iată că am venit și cu acei urmași demn de înaintași. Și vă cer permisiunea să citesc, n-am reușit să fac și un video, câteva confesiuni pe care le-am cules de la cei care l-au cunoscut foarte bine. De la o parte? O parte. Poate cea mai importantă. Teodor Oroveanu a fost unul dintre marii profesori ai universității noastre, Universitatea Petrolul Gazul din Ploiești. Cu o cultură vastă, cunoscător a câtorva limbi străine, franceză, italiană, germană, rusă, era ceea ce se numea cândva un magistru. Deși inginer, absolvent al Politehnicii Bucureștene înainte de 48, 1945, să adăugăm noi, poseda cunoștințe matematice care erau doar la îndemâna matematicienilor. Avea o cultură matematică, fizică, extraordinară. Chiar ne întrebam de unde. Nu s-a făcut liceul la Râmnicu Sărat, bacalaureatul la Focșani, dar foarte riguros, foarte riguros matematic. Acest fapt se reflectă în numeroasele articole din domeniul mecanicii fluidelor, scrise în revista Academiei Române, Studii și Cercetări de Mecanică Aplicată, unde a și lucrat ca redactor foarte mulți ani, dar și în cursurile predate. Și au fost multe. Amabil cu toată lumea, iată un prim atribut sau un alt atribut, cum se cade la examene, avem aici pe domnul rector, pe domnul profesor, poate prea cum se cade, consemnează domnul Neculai Macovei, fost rector în perioada 1990-1922, avându-l pe domnul Roveanu membru în comisia sa de doctorat, era iubit de toată lumea, domnul profesor Roveanu. Numele său pe o lucrare științifică reprezenta o garanție întotdeauna. Îmi povestea domnul Macovei cum odată s-a dus la IPCUP să prindă un contract. Acolo șef de proiect era domnul profesor David, nu? Care a fost colegul dumneavoastră, da? Da. Și pe directorul IPCUP-ului nu l-a interesat exact ce în contract, dar văzând semnătura, recomandarea domnului Oroveanu, a luat contractul ca bun. Deci, iată, un nume al unui om de știință de valoarea domnului Oroveanu spune mult. Dumneavoastră, cam ce atribute, ce caracteristici, dacă ar fi să realizăm secțiunea de cuvinte potrivite, ați putea lista? Unele devenim constante. Am să ajut și eu. Nu știu, poate părea un clișeu, dar... Nu, fără clișeu. Nu, dar cred că un profesor bun arde asemenea unui lumânar. Se consumă pe sine pentru a lumina calea celorlalți. Asta era domnul profesor Oroveanu. Deci era de o noblețe sufletească extraordinară. Eu pot permis să spun pentru că am stat lângă dânsul aproape 25 de ani. Deci de când a venit asistent până când a decedat am fost lângă dânsul. Deci era de o noblețe sufletească extraordinară. Nu jignea, primea pe toți și răspundea la orice doleanță. Era de o rigurozitate științifică extraordinară. Exagerată, chiar. Exagerată, într-adevăr. Și a avut dreptate domnul profesor Macovei, pentru că în momentul în care te duceai la dânsul, aveai așa un prag pentru care, dacă îl treceai, erai foarte bine primit sau privit. Era un om blând? Era un om foarte blând. Nu a jignit niciodată în cei 25 de ani. Știa să netezească asperitățile și a fost un foarte bun șef de catedră. Timp de 15 ani a fost șef de catedră și vreau să vă spun că renumele catedrei s-a datorat în primul rând dânsului și apoi celorlalți colaboratori. Trebuie să vă spun că la 68 de ani de la înființarea Institutului, din octombrie anul trecut, cuvântul meu către membrii din sală a fost să ne aducem aminte de înaintașii noștri. Printre aceștia a fost și domnul profesor Oroveanu. Și vreau să vă aduc aminte și să aducem aminte telespectatorilor și alți profesori care am avut. Vă rog, vreau mai fi de viață, vă rog. Da, de domnul profesor Soare. Alexandru Soare. Alexandru Soare, un om deosebit. O să facem domnul, o emisiune și pentru educarea noastră, domnul rector, să vă lăsăm. Merită. Pe înaintașii noștri trebuie să-i cinstim așa cum se cuvine, pentru că au fost niște somități în domeniu care au dus școala noastră
unde este acum și noi avem obligativitatea să o ducem mai departe. Probabil că și în virtutea motoului pe care vi l-am povestit și aceste vorbe sunt tot în același sens. Completează. Înainte de a ruga pe domnul rector să listeze câteva caracteristici, am să vin și eu cu un atribut. A știut să folosească umorul, am notat eu, alcoolul gândirii, cu multă inteligență și cu împătat. Da, este o caracterizare extraordinară, așa este. Da? Acum, noi care l-am cunoscut, regretăm că nu este în mijlocul nostru și probabil că după această emisiune, cei care ascultă, regretă că nu-l cunosc, că nu l-au cunoscut. Deci ar fi foarte bine, măcar deci ar fi foarte bine, da. Cel puțin pentru petroliștii care au trecut prin mâna, cred că este un moment de aducere aminte și de întoarcere puțin în spate pe vremea studenției. Am remarcat, documentându-vă pentru emisiune, de altfel știind mai de mult, că s-a păstrat acea plăcuță, profesor Oroveanu, pe da, care da, asta este în o... timpul vieții domniei da. Sale. Acum, și toate aprobările, domnule. Da, bineînțeles. Acum, noi suntem colegi toți și știm că am petrecut o foarte mare parte din viața noastră și în prezența dânsului și mulțumesc domnului rector, pentru că în timpul vieții am cerut aprobarea ca sala B11, celebra sală B11, unde am predat și unde am avut examenele, poartă denumirea Teodor Oroveanu. Domnul rector, trebuie să încheiem, ce repede trece timpul, prima parte a emisiunii, dar v-aș ruga să aveți ultima verba, un atribut, o caracteristică și facem o pauză. Și probabil foarte scurtă. Cum eu să fiu foarte scurt, după mine a fost un lord al învățământului, un lord al învățământului românesc, un model pentru noi colegii dânsului, pentru studenți și exact tipul de profesor de care are mare nevoie lor actual învățământul românesc. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să continuăm puțin cu o listă scurtă a atributelor care au devenit în timp constante Oroveanu, după aceea intrând în prima secțiune cu cuvinte autobiografice și o să vedem ce se mai întâmplă în cadrul emisiunii noastre. Vă cer permisiunea să îl citez pe domnul Gheorghe Buliga, un alt care a fost doctorandul, l-a condus la doctorat. Doctorandul da. Domnului Oroveanu, doctor Buliga este președinte fondator al SIPEG-ului, Asociația Societăților Inginerilor de Petrol și Gaze din București, care a avut amabilitatea să ne adreseze câteva paragrafe. Pentru profesorul Teodor Oroveanu, conducătorul meu de doctorat, am avut totdeauna o deosebită admirație și prețuire. De la înfățișarea sa distinsă și elegantă, la comportamentul și limbajul elevat, folosit chiar în discuțiile colocviale, totul impunea respect pentru orice interlocutor. Ca profesor conducător de doctorat, nu puteam să nu-i admir, să nu-i admirăm spiritul analitic, profunzimea și bogata sa erudiție științifică, inteligența și maniera sintetică de interpretare și redare a celor mai subtile idei științifice. Rezervat și exigent, lucrările de doctorantură, despre doctorat conduse de dânsul s-au bucurat de o deosebită apreciere în rândul comunității științifice. Închei, sentimentele mele de prețuire pentru cel care a fost profesorul doctor inginer Teodor Oroveanu nu au fost diminuate de trecerea timpului, iar lucrările sale științifice, și sunt numeroase, îi asigură eternitatea. Un comentariu aici? Dacă se poate, dacă nu mergem mai departe? Mai am un comentariu, da? Apropo de cărțile dânsului, cărțile domnului profesor, care sunt aici, o parte din ele, și sunt cărți de primul raft al oricărei biblioteci de specialitate, constituie astăzi, pentru industria petrolului și a gazelor, adevărate tratate în domeniu. Studenții învață în continuare, atât de la licență, cât și de la masterat, deci ele rezistă în timp. Da. Totuși, aveți o datorie față de domnul profesor. Da, avem o datorie. Iată aici o revistă, a fost membru fondator, atât în limba română cât și în limba franceză, mecanică aplicată. Și engleză, care ar fi dorit domnul profesor? Deci a fost membru fondator și, să zicem, omul care s-a ocupat îndeaproape de această revistă. Da. Această revistă care a trăit exact cât a trăit și domnul profesor Oroveanu. Asta este un mare of al nostru, pentru că am fost săptămâna trecută la deschiderea conferinței științifice nuclear 2012 și am observat cu mare satisfacție că oamenii trăiesc.
țin din an în această. Și mi-am să aminte invariabil de acest de coloviul nostru de mecanica fluidoră pe care știți foarte bine că se ține și la noi în universitate. Da. Și promotorul participau și inițiatorul, inițiatorul da, academicianul Caiusiacov, profesorul Horia Horia Ene, Ene da, deja de la Facultatea de Mecanică. Deci toți mecanicienii de mecanica fluidă, se spune, din întreaga țară erau prezenți și am avut și reprezentare străină în acest domeniu. Și în ultimii ani de viață i-am făcut o promisiune ca toate lucrările publicate de dânsul în mecanică aplicate să le strâng într-un volum și să le public. Este o promisiune onorată, dar sper că anul ăsta să... Domnul rector, am registrat și, Da, să rezolv această problemă. Și mai era o promisiune, apropo de testamentul moral. Toți în ultimii ani s-au ocupat, s-au lucrat împreună la o carte de un compendiu de mecanică a fluidelor, care a rămas, suntem la ultimul capitol și împreună cu domnul profesor Trifan. Vreau să vă spun că de când s-a mutat dânsul în Ploiești, cu catedra, în 1968, au avut trei asistenți. Regretatul profesor Stan. Da. Au și scris împreună. Au scris împreună și vreau să da. Și această carte. Intrăm în moștenire științifică, vă rog. Și această carte. Da, domnul profesor Trifan, colegul meu și cu mine. Trei doamne și toți trei. Toți foarte frumos. Trei. Da. Și a rămas și această carte să o duc la, să o scoatem, să o ducem la îndeplinire promisiunea făcută, pentru că merită din tot sufletul și din toată putința noastră să rezolvăm această problemă. Mi-am mai notat eu, domnul profesor Oroveanu, și a stimulat doctoranzii prin exemplu personal. Da, a fost un conducător de doctorat atipic, să spunem. Era foarte profund și când te duce la dânsul... Citea totul, nu? Nu exista. Uitați-vă, aici avem pe masă, v-am adus special manuscrisele cărților. Și... Apropo de manuscris, iată, da? Am să rog regia, poate e puțin mai să dificil. Vedeți, am manuscrisul Teodor Oroveanu, Hidraulica și transportul produselor petroliere. Este această carte de acolo, uitați-vă. Imediat. Iată un scris excepțional. Nu știu cât poate să ia. Camera. Foarte riguros, foarte ordonat, meticulos, cum spuneam. Foarte meticulos. Nu lăsa nimic la voia întâmplării. M-am uitat atât pe tehnoredactare, cât și pe conținut, la nivel de virgulă și nu doar atât, totul trecea prin mâna. Și dacă citiți conținutul, vedeți că este atât de limpede, da, încât nu lasă loc de nimic în momentul în care termin de citit o frază. Și apropo de doctorante, de la foarte mulți doctoranți, unul da, dintre peste 25 de da? Doctoranți pe care i-a dus la bun sfârșit. Toți au terminat, da? Toți au terminat. O parte dintre în ultima perioadă, datorită faptului că s-a îmbolnăvit și n-a mai putut să mai continuă, a fost preluat de către domnul rector. Da. Și aici o să avem, să prezentăm câțiva care probabil vor veni și la dumneavoastră în emisiune. Pentru că la dânsul, datorită rigurozității și datorită prestigiului, nu venea oricine, pentru că știa că este de muncă și nu făcea rabat. Apropo de tezele de doctorat, cred că l-ați avut emisiune pe domnul profesor Siro. Boris Siro, da. Este un... Da, l-am avut. Da, un profesor foarte exigent, să zicem, și foarte bine profund. Și a avut o teză de doctorat vis-a-vis de... în legătură cu transportul succesiv al produselor prin conducte. Și mi-am stat aminte de treabă, pentru că în această carte, colectarea și transportul, depozitarea și distribuția, este o formulă Teodor Oroveanu vis-a-vis de coeficientul efectiv de difuzie. Deci îi poartă numele, da? Îi poartă numele. Mândria noastră este cu atât mai mare, pentru că în orice carte, alături de alți cercetători din Rusia, din Anglia, din America, apare și numele profesorului Oroveanu. Apropo de treaba, în clipurile noastre de regas, după cursuri, când ne strângeam la o cafea și mai stăm de vorbă, i-am pus odată întrebare, mai mulți, și domnul Soare și domnul Trifan, domnul profesor, din toate titlurile care le-ați dobândit, academician, profesor, președinte la comisie, care vă este cel mai drag? Și invariabil am spus, mie îmi trebuie să spuneți profesor. Motiv pentru care și pe mine m-a impresionat și indiferent că am ajuns acum secretar de stat sau
prefer să mi se pună profesorul și cu asta basta, pentru că este un titlu pe care a luptat și pentru care merită să lupți în continuare. Foarte frumos. Domnul rector, în perioada când domnul profesor Oroveanu a venit la Ploiești și a fost șef de catedră, mi-am notat eu peste 15 ani, erați decan Facultății de Foraj. Da. Cum l-ați apreciat? Un om de o calitate și o cultură deosebită. O enciclopedie vie, totuși, în toate domeniile, da? În toate domeniile. În toate domeniile. Un om ponderat, calm, cum a spus și colegul meu. Un om educat. Bun organizator. Bun organizator, repet. Știa să dea de lucru și a crescut, iată... Știa să dea de lucru, știa să prețuiască activitatea celorlalți, să o scoată în evidență. Și a reușit să formeze un colectiv sudat. Un colectiv sudat. Uitați ce frumos. Un colectiv foarte unit. Și unit este foarte... Da. Catedra de hidraulică era recunoscută prin unitatea ei. Prin... Da, mergeați în grup, la media, grup, și mergeați în grup acolo, la... Mergeați, dacă pot să spun, în grup la un pahar de vin, în grup la o manifestare științifică. Normal, adevărul în vin și era, înțeles, un fin degustător de vinuri, nu? Da, 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 știa, da, da, era atât de bine pregătit și... E chestie de hidraulică, deci se vede pe principiul gândurilor comunicate. Gândurilor comunicate, exact. Da, da, da. Dar nu exista ceva să-i pui o întrebare domnului profesor și să-l răspundă. De exemplu, dacă spune 1770 s-a întâmplat, te lua cu 20 de ani în urmă, 20 de ani după și spunea tot, tot, tot. Care au fost regii, legăturile, tot, tot, tot. Foarte plăcut. Asta și în muzică la fel era. Și în muzică. Chiar și în sport. Chiar și în sport. Era un om instruit, educat, instruit. Cult. Nu ați avut niciodată probleme? Nu. Cu dânsul. Nici nu puteam să am probleme. Erai dat exemplu în foarte multe întâlniri, indiferent de ce culoare erau acele întâlniri. Mulțumesc! Mai am totuși o confesiune și nu aș vrea să trec rapid peste ceea ce ne-a mărturisit domnul profesor universitar dr. Horia Ene, Institutul de Matematică al Academiei Române, care a fost cu câțiva ani în urmă și președintele Societății Române de Matematică. Dânsul aici face o introducere foarte interesantă și ne vorbește de apariția primelor școli de cercetare de mecanică din țara noastră în prima jumătate a secolului 20. Și ele s-au format în jurul a două personalități. Victor Vâlcovici, academician, și academician Elie Carafoli. Prima dintre aceste școli a dezvoltat cu precădere cercetările din mecanica teoretică. Cea de-a doua, care s-a format în jurul academicianului Carafoli, a fost dedicată mecanicii aplicate. Domnul Oroveanu face parte din Școala de Mecanică Aplicată. Iată ce notează domnia sa. L-am cunoscut pe profesorul Teodor Oroveanu în toamna anului 1964, cu ocazia unei vizite pe care am făcut-o academicianului Elie Carafoli la institutul pe care îl conducea, Institutul de Mecanică, cadrul Academiei Române. Ulterior, datorită și preocupărilor mele științifice apropiate, am avut ocazia să colaborez cu profesorul Oroveanu, mai ales în perioada 84-93, când organizam împreună la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești un colocviu de teoria filtrației. Aceste colocvii anuale, organizate sub egida Societății de Științe Matematice din România, au contribuit la apropierea specialiștilor de formație teoretică de inginerii care lucrau în domeniul aplicativ. Rezultatele au fost deosebit de fructuoase, realizându-se colaborări interesante. Aș dori să subliniez, și am să bolduiesc și eu, frumusețea soluțiilor analitice pe care profesorul Oroveanu le dădea diverselor probleme, ca și interesul deosebit pentru metode numerice moderne de rezolvare a problemelor pe care le studia. Închidem. În afara preocupărilor științifice stricte, profesorul Oroveanu era un om de largă cultură, cum ați afirmat și dumneavoastră, prietenos, și un fin observator al vieții de zi cu zi. Întâlnirile noastre ne-au creat numeroase ocazii de a schimba idei, de a vedea realitățile crude ale vieții într-o perioadă tulbură a istoriei țării noastre și apoi de a ne bucura de schimbările care intervenau. A fost una din marile personalități științifice și intelectuale. A fost un profesor remarcabil și un prieten adevărat. Aș vrea să ieșim din această secțiune care nu se mai termină, cuvinte potrivite, dar, totuși, dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat, vă stau la dispoziție. Domnul rector, domnul... Știți că în perioada 85-90 se publica foarte greu.
Da. Lipsă de hârtie, etc., etc. Cei care am trecut prin asta știm. Da. Împreună cu un regretat profesor al nostru, Cornel Popescu, ne-am hotărât să scriem o carte de extracție a petrolului. Știți toată istoria. O știu toată istoria, o carte excepțională, în două volume, da? Două volume. Pe care de-abia am găsit-o când am făcut o emisiune cu dumneavoastră la bibliotecă. Și domnul profesor Oroveanu ne-a făcut o recomandare. Cu această recomandare ne-am prezentat la președintele Iliescu, care era directorul editurii tehnice. Deci eram, dacă vreți, doi anonimi care ne prezentam la ușa directorului editurii. Îl vedeam pentru prima dată. I-am pus recomandarea pe masă. Nu numai că a fost de acord, dar ne-a dat hârtie pentru două volume. Oricum n-am putut publica în două volume tot ce am scris noi, dar când le-am spus colegilor că am obținut hârtie pentru două volume, toată lumea ne întreba ce pile am avut. Ce pile să avem când, repet, îl vedeam pentru prima dată pe președintele Iliescu, dar acea semnătură a profesorului Oroveanu a fost un gir pentru noi în fața directorului editurii. Au apărut în același timp cele două volume? Da, în același timp. Le mai 700... reeditați, domnule rector? Ele sunt aproape de... dar timpul ne omoară. Am înțeles. N-avem. Vă propun să navigăm. Să intrăm într-o altă secțiune, de altfel în prima, să începem cu cuvinte autobiografice. 10 iulie 1920, Râmnicu Sărat. S-a născut domnul profesor data Rodan. Și locul nașterii. Râmnicu Sărat. 5 martie 2005. Din păcate o zi care n-aș putea să-mi iau aminte, dar asta este. Părinții. Maria și Dan Oroveanu. Mama, Maria Casnică. Tatăl, avocat. Un om de cultură. Frați, surori, nu. Soția, de care apoi a divorțat. În prezent are o fată pe care am cunoscut-o și tot ce cunoaștem. Cine a cunoscut-o? Cristina Oroveanu, care... Cristina Alexandra Oroveanu. Alexandra Oroveanu, da? Care a fost alături tot timpul vieții. Deci a avut o legătură extraordinară și știu asta pentru că venea și la universitate, dar plecam la colocvii de mecanică a fluidelor. Țin minte când am venit în 82, în 83 a fost la Ploiești, după care la Mediaș, la Cluj, la Iași, la Constanța, deci a fost peste tot. Le făceam din an în an, într-un în oraș. Cuvinte educaționale. Școala primară și liceul Râmnicu Sărat, 1927-1931. Și țin minte că bacalaureatul l-a dat la Focșan cu... Academician Icălinescu, da? Terminat cu media 10. Școala Politehnică din București, Facultatea de Mecanică și Electricitate, secția Aviație. Aici este foarte important, a terminat în 45, cum laude, iată o diplomă. Mulțumesc, domnul rector, că m-ați ajutat să am acces și la astfel de documente. A terminat cu mențiunea cum laude, deci cum laude, promoția 1945. De ce 45? Întrucât în 42 a primit o bursă de la Steaua. În Germania. S-a întors pentru practică, s-a îmbolnăvit, foarte grav, anemic, și n-a mai putut să continue. Aș vrea să lăsăm la urmă, ca fiind foarte importantă, trecând peste alte secțiuni, dar vreau să vă smulg promisiunea că ne vom mai vedea, moștenire științifică. Iată. Am aici mai multe lucruri. Dânsul a scris peste vreo 120 de articole, peste 15 cărți mi-am notat eu. Și am aici o lucrare care a primit premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române, Scurgerea fluidelor prin medii poroase neomogene, 1963. O carte de referință. De referință și îi corespunde cu teza de doctorat a dânsului. Da. Corespunde cu teza de doctorat a dânsului. O a doua carte, tot premiată, Hidraulică și transportul produselor petroliere. Asta este Biblia noastră. Cea de toate zilele. Cea de toate zile pentru cursul de mecanică al fluidelor și transportul și depozitarea. A fost publicată în 1966. Editura Academiei. Nu, și-a primit didactică și pedagogică și a primit premiul Ministerului Învățământului. Mai avem și alte cărți pe care aș vrea să le
trec încă o dată în revistă, deci iată, Teodor Orovean, Alexandru Stan, Tale, din nefericire, toți sunt în lumea celor drepți. Aș vrea să o arătăm regie. Avem o altă lucrare, scurgerea fluidelor multifazice prin medii poroase, tot editura Academiei București, 1966. Eu am luat-o de la Biblioteca Universității Petru Gaze Ploiești, coperta întâi deteriorată, așa că o să arăt coperta interioară. Tot ca moștenire științifică, o altă carte, Mecanica fluidelor, volumul 1, scris în colaborare cu academician Carafoli. Primul volum, Statica fluidelor, și există și al doilea volum, Dinamica fluidelor. O carte iarăși de referință, plus și o onoare să semnez alături de un academician. Deci iată și volumul al doilea, unde lucrurile apar mult mai clare pe coperta întâi. Și mai am o lucrare pe care țin în mod deosebit să o arăt ca unic autor, Mecanica fluidelor viscoase. Scoasă tot în editura Academiei. Și... Da? Vă rog să citiți dumneavoastră titlul. Colectarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor petrolului și gazelor, Oroveanu, Stan, Davi și Trifan, membrii catedrei noastre, iar o carte de referință pentru cursul de colectare, transport și depozitare. Acum, chiar dacă anii sunt de la 1960-70, cărțile rezistă. Da, și ați văzut, sunt cărți care stau în picioare. Și cărți care stau la în nivel picioare. Fizic și logic. Da. Domnul rector, doctoranzi, am spus exact cifra doctoranzilor, știu că ați preluat o parte din doctoranzi, ne apropiem de finalul emisiunii, da, care, care a curs așa cum curg fluidele, pantarei. Vă rog, domnul rector. A fost o întâmplare, poate nefericită, abia primisă în dreptul de a conduce doctorate. Da. Și a decedat domnul profesor Oroveanu și am fost nevoit să-i preluăm doctoranzii, printre care am preluat și eu 4 doctoranzi care și-au susținut teza, sunt doctori, unii au ajuns miniștri. Deci... Foarte frumos, foarte frumos. Deci viața merge înainte, însă toți doctoranzii și-au finalizat. Da, toți. Bine, a fost și de o calitate deosebită. Domnul profesor, s-a terminat prima emisiune. Mai avea multe de spus și alte secțiuni, lăsând deocamdată deschis dicționarul care poartă numele Teodor Oroveanu, având de adăugat și alte secțiuni pe care aș vrea să le scriem tot împreună, într-o altă emisiune, funcție și de bugetul dumneavoastră de timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Liviu Dumitraș, cu realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își are revedere de la telespectatori, mulțumindu-le pentru fidelitate. Ne vedem în curând și în final, așa este obiceiul casei, avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră, o surpriză muzicală.